Astăzi am zis că vreau să spar niște baloane, așa că mă joc Bloons Tower Defense 6. Dacă nu știți ce e jocul acesta, este un joc destul de vechi, în care ai niște maimuțe, le pui aici pe hartă, iar baloanele vin pe traseul acesta, ți arată la început că vin de aici, și apoi se duc aici, în cealaltă parte, și trebuie să le spargi înainte să ajungi în cealaltă parte, pentru că dacă ajungi în cealaltă parte, îmi pierzi HP și dacă ajungi la 0 HP, mori, pur și simplu, pierzi. Cred că ajung în orașul maimuților și se termină totul. Și iar jocul acesta este din 2018, a primit destul de multe update-uri. Ultimul update au băgat maimuța asta pe care n-am deblocat-o. Dar pentru cei care nu știți, jocul este destul de simplu. Sunt nivele ușoare, mare parte. Pe parcurs deblochezi upgrade-urile, nu le ai pe toate din prima, deblochezi maimuțe noi, ai o grămadă de strategii și deblochezi dificultăți noi, challenge-uri noi, să mărești dificultatea jocului, bineînțeles, și deblochezi și eroi cu bani. Trebuie să faci bani ca să deblochezi eroii ăștia. Acum avem eroul Pepsi, care folosește puterea minții să se spargă baloanele. După cum puteți vedea, baloanele astea au și ele niște culori. Roșu este cum ar veni 1 HP, albastru 2 HP și tot așa. Cresc apoi verde, după aia galben, după aia zi roz și crește HP-ul. Și în momentul în care dai 1 damage la balon, se face o altă culoare și scade HP-ul. Că asta e Bloons Tower Defense 6 in a nutshell, într-o coajă de nucă. Bun. O să am nevoie momentan de niște LED Popping Power. Pun pe asta pe stoc și o să dau... O să iau, cumpăr upgrade-ul ăsta ca să pot să spargă LED-urile, adică baloanele de metal. E mișto că sunt o grămadă de tipuri de baloane, sunt și baloane de metal, baloane de ceramică, baloane zebre care spawnează mai multe baloane, baloane cu inimioare care în momentul în care le spargi se regenerează și le fac HP-ul. Deci este un joc foarte, foarte multe aspecte, pot spune, foarte deep, lore-wise. Bine, lore-wise nu știu care este povestea, că s-au răzvrătit baloanele și au zis, bă, omorâm maimuțele de astăzi. Dar este ok, frate. Să fac aici un village, o să fac reședința ghercești, aici, și mai trebuie puțin bani pentru scanner. Sunt și baloane cu camuflaj. Baloanele cu camuflaj nu poate să fie sparte de orice maimuță. Poate să fie sparte mai de anumite maimuțe care au anumite upgrade-uri. Deci vă dați seama că deci mișto este. Pentru că totuși e camuflaj, frate. Au venit de astea cu inimioare. Mai am un pic să fac ăsta radar scanner, să vedem toate baloanele. Astea mov. Deci baloanele mov, vedeți în dreapta, conturul, background-ul de fapt al unor maimuțe este mov. Ei, maimuțele nu pot să spargă baloanele mov pentru că sunt baloane magice și ele folosesc magie. Deci este foarte interesant. Apoi vreau să fac fast firing, dacă nu... Sau de fapt, ba, nu, large caliber, să dau mai mult damage. O să vină la nivelul 40, o să vină un zeppelin, dacă nu mă înșel, un mob. Deci, va trebui să ne pregătim să-l spargem. Să pun ăsta pe strong. Și o să fac... imediat o să-l fac mob mauler. Mob-uri se numesc chestiile mari pe care o să le vedeți imediat. Și să dau mult mai mult HP și spawnează ceramice, că sunt sparte. Și sunt mai multe variante. Asta nu mai ce să-i fac. Pepsi, campionul, eroul își face level singur cu cât avansezi mai mult în rundă, mai mult, cu cât avansezi mai multe runde. Cam asta este faza. Adică cu cât ajungi mai departe, m-am exprimat eu foarte greșit. Mai pun unul de ăsta pe strong. Cred că va trebui să folosesc să pun fast firing pe sniper-ul ăla. Hai să văd dacă mor, dar cred că două mauler-uri o să fie ce trebuie, nu o să fac bigger bombs momentan, o să fac aici fast firing, să tragă și sniperul ăsta mai repede. Nu vă gândiți că este cine știe ce strategie, pur și simplu pun mai multe random. Și aș pune și un submarin, sincer. Sau de fapt, aș pune o barcă. Barca aceasta o să tragă mai repede. Da, asta de sus e destroyerul. O să pun pe last, dacă omul are... Am un bonus pe last să tragă mai repede și pune în grab shot. Bun. Să pun și asta. Mai dă damage overtime. Bun. Acum doar aștept să vină boloanele să le sparg și cam asta este faza. Rundele devin din ce în ce mai complicate, după cum puteți vedea. Vin tot felul de baloane. Primești bani după ce spargi fiecare balon. Ia uite și ăsta e zeppelinul ăla. Nu știu dacă se numește zeppelin. Da,
Nu contează. Balon mai mare. Mob. Să atace foarte repede. Destroyer-ul. Nu-mi place să pun ferme. Așa că nu o să le folosesc. Și aș putea să upgradez astea acum. Bun. Să mai fac... încă un de-asta. Un tomb de-asta. Să-i dau splash damage. Să-l pun pe close. Ca să fiu sigur că lovește pe toată lumea. Să-i dau recursive cluster, că o să facă distrugere maximală. Bun, iar apoi dau faster reload și missile launcher. Să tragă mult mai repede. Iar apoi iau jungle drum să tragă toată lumea mai rapid în zona asta. Și o să pun și un zookeeper de-asta. Un îngrijitor de la zoo, să se fac level. Da. Mie nu știu cum funcționează grădina zoo de asta. Să fie grădina zoo din Craiova. Să-l pun aici. Plus 5. Da, nu știu cum funcționează. Pot să fac upgrade sau îmi trebuie puncte de alea? Cred că îmi trebuie multe puncte de astea. Sau care-i faza? Habar n-am. Habar n-am. Vreau să-l fac pe Tyrannosaurus Rex aici. Ce asta e în range de toate? Ia. Am trebuie mulți bani, e foarte scump ăla. Dar oricum o să rezist. O să vină unda și aici aia rundă nasoală. Că vin baloane, mi se pare că vin multe ceramice. Nu mai știu exact ce vine. Dar până atunci o să vină la 60 un zeppelin de la roșu. Să, eu zic, o să-l sparg lejer. Nu fac griji. Că strategia asta n-am mai abordată cu Tyrannosaurus Rex. A, și toate mai mulți, primele mai mulți pe care le pun am cumpărat ceva să pot să le dau rename. Vedeți aici, dacă vedeți denumirea le-am făcut acum câțiva, nu mă judecați. Deci l-am făcut pe Tyrannosaurus Rex. Abilitatea să ceva ce, cred că calcă și sparge tot. Dar îmi trebuie XP și ca să fac XP trebuie să pun mai multe de genul. Să spargă baloane, înțelegeți? Pirania. Dar doar în apă pot să pun. Ok. Cream că-mi face el ceva cu apă. Atunci nu folosesc pirania. Atunci folosesc... nu știu ce am făcut. O să blochezi Grey Shark-ul și pe Orca și... asta mă că... ui, what? N-am XP, dar mi-arată că pot să le blochez. În fine. Facem aici cocoșul de munte, mărgi. Aha, ok, deci așa funcționează. Deci să-mi fac mai multe de astea, să le dau mărți să ia puncte de alea ca să le mărească puterea. Cred că le mărește puterea, atunci altfel nu aș vedea de ce le-ai face asta. Bun. Acum vine runda 60 imediat. Dar nu fac griji. O să vreau să văd ce faci asta. Aveți more mob class balloons. Le duce mai... duce mai înapoi zepelinele sau care-i faza? Ia. Bine, nici nu văd ce se întâmplă. Cred că da, cred că... le dă stun sau ceva. Dar nu știu dacă are rost să pun piranii. O să-i las pe ăștia doi momentan. Îi las acolo să-și facă ei treaba. Și acum... aș vrea un alchimist de ăsta. Da, vreau un alchimist să fie în range-ul ăsta. Cu Tyrannosaurus Rex. Și aș vrea... deci ăsta, berserkerul de sus... și upgrade-ul din mijloc, că face... ăsta face niște poți, face droguri și dă la maimuțe droguri, cam asta e faza, droghează maimuțele și dacă fac cu upgrade-ul din mijloc, se fac mai puternice maimuțele, au drogurile mai puternice. Nu știu dacă am voie să spun asta pe YouTube, dar asta este acum. Dacă îmi dă cancel YouTube-ul sau îmi dă video jos, îmi pare rău, dar a trebuit să o spună cineva. Permanent embryo ăsta mi se pare că nu e așa bun. Doar face permanent buff-ul, nu prea te interesează asta că îl dă destul de repede. Îl administrează destul de rapid. Ce am trecut de runda 63 deja? Ok, înseamnă că T-Rex-ul e foarte bun, frate meu. Cred că o să-i pun pe ăștia aici în colț și... doar dau mărgi. Cam mai faza. Că nu am nevoie de ei, sincer. Ușa. Poți să dau mărci și așa? Da. Ok. Am nevoie doar de puncte, că oricum ăsta nu poate să atace, că cu animalele lui poate să atace. Deci, da. O să-i mai fac upgrade-ul ăsta și aia, nu mai fac
zi zookeeper îngrijitori de la grădina zoologică Craiova. Schimb. Dar de fapt, bă, cred că momentan apărarea este suficientă, nu mai pun nimic în plus decât mai agradez ce mai am și asta este în curând o să se termine. O să termine nivelul. Totul va fi bine. Mai pot să fac de din precision să spargă direct ce am aici. Dar cred că e suficient ce am aici. Cred că e lejer. Hai să pun și un mortar la mișto. Opa. De ce a venit muzica de aia? Ce se aude, frate meu? De ce e așa? Hai să fac... Aburidos era bun. The big one. Cred că făceai sus și jos și mijloc, parcă. Nu mai așa upgrade-urile. Attacks faster and can also put black balloons. Ok. Ia. Yeah. Oricum nu o să fac asta mare chestie. Bă, șamanul ăsta face tot ce trebuie. Și Pepsi. Șamanul și Pepsi sunt tot ce trebuie, tot ce lipsește de aici. Dacă mai latră câinele, îl fac shawarma. Bun. Asta bun blitz, nu știu dacă e așa de bun. A, mai dă damage, dar da, nu-mi trebuie. Și în curând o să termine levelul. Mamă, bă, nu mai lătrați. Ia. Își vin multe de-astea... Multe de-astea roșii. Bun. Dar nu pot să treacă. Mă întreb dacă zona MG o să poată să treacă. Mai încolo, nu cred. Fac ăsta MAME. Da, așa se numea? Nu crezi să numea așa. Ba, nu, fac artillery battery, să trag cu 3 d-astea. Și acum, aștept doar. Nu era pe 2 speed, ok. Pot să fac și asta între timp. Și, a, pot să folosesc și aprize de sile, ce asta? Bă, ce-am făcut? Bro, ce-am făcut? Bă, de ce au trecut niște balone? Să pun d-asta aici. În caz de orice să fiu sigur că nu mai trece nimeni. Nu pot să fiu niciodată prea sigur, nu? Ia. Mi-a runda 80. La runda 80 vine chestia aia gigantică. Verde. Hai să folosesc abilitatea de la baraj. Am runda 80. De ce nu vine nimeni? Nu spune că e de asta sală în continuu. Cred că e de asta sală în continuu, nu pot să cred așa ceva. Ne dă și T-Rex-ul. Bă, vine balonul sau nu? Cred că aici s-a terminat, băieți și fete. Ia. Yeah. Bro, nu vine nimica, ești nebun? Îl bun pe ăsta, mă, că-i de ăsta și vreau să-l omor. Bun. Victory Royale, aia zic, prieteni. Acum o să facem levelul ăsta pe easy. Dar vreau să-l fac doar cu Dart Monkey-uri. Eu vreau să-l fac doar cu Dart Monkey-uri. Și oricum e level 9, dacă nu mă înșel. Mai văd, hai să pun, mai pun încă un Dark Monkey, îl pun aici, nu cred că e așa de bun pentru Dark Monkey-ul, level sau nu contează. Să fac mai întâi o arbaletă, îmi place prea mult arbaleta, deși și că ar fi destul de slab arbaleta, mie îmi place. Fac o arbaletă de 3 doar, iar apoi o să fac juggernaut-uri și cam astea, o să fie fază, nu o să pun nici erou, n-am nevoie de erou. Îmi place harta asta, ia uite, poți să interacționez cu... copaci ăștia. A, doar odată. O să apăs, ia fructe, nu știu fructe și pleacă, pur și simplu. Doar attack speed-ul ăsta. O să apăs, uite, pot să deschid cartea. Ce mai pot să fac? Pot să dau tab. 2 plus 2 egal, nu știu cu cât e egal, frate meu. Radical din coș. Cu aia e egal. Radical din coș. Auzi. Pot să-l pun pe strâng, o să-l fac cu juggernaut, cu carapultă. Mai pot să fac ceva pe harta asta. Aici presupun că pot să pun, da, pot să pun submarine și vapoare, dar nu-mi trebuie. Vă să arăt că în curând să fac LED de popping power, dar nu știu dacă o să am suficient bani. Nici nu știu la ce rundă vin alea. Dar sper să, să nu vină curând, că dacă vin curând, nu o să pot să apar. Apare ceva pe harta, să-i pot să scriu pe harta? Pe harta, pe tablă? Mă lasă. Mama, mă... A dat un baloane ăla? Ui, what, a dat un balon să nu ating. Am atins deja, îmi pare rău. Mă, nu știam că pot să fac aia. Și zice...
A, pe aici vin baloanele. Cred, nu? A, da, cred că da, cred că ăsta e pet. Cred că aici n-am voie să intre. Puteam să văd la început, dar cine a fost atent? Pe bune, acum, cine se uită la început? Like, come on, man. Come on. Bun. Deci o să fac 400 și cred că după o să fac long range darts. Deși, cred că quick shot-ul ar fi mai bun. De fapt, hai să văd. Ah, nu, da, mai bun quick shot-ul. Că o să vină baloanele așa. Bam, 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 bam. Și o să pot să dea în ele foarte ușor. Pot eventual pe ăsta să-l facă long range. Dar nu cred că o să vină baloane LED cu camuflaj. Aia nu cred că o să se întâmple. O să am nevoie, în schimb, de putere de a sparge moabul ăla. Așa că o să fac spike o pult, mai fac un juggernaut aici, să fiu eu sigur că nu vin LED-uri, baloane de metal cu camuflaj. Și după aia o să pun o grămadă de triple dart monkey-uri. Ar fi ceva să nu reușesc să fac nivelul ăsta. Să-i dau astea să dea în chemo, să-i dau prioritizare pe chemo. Ar fi ceva să nu pot să pierd nivelul. Maimuța asta, nu știu ce am pus, nu am pus așa de bine. Vreau să fac așa. Bam. Asta nu cred că o să iau sharpshooter sau? Hai să văd. Triple shot. Bun. Can pop one extra balloon per shot. Adică mai are un... Nu are... Adică e pierce asta? Cred că pierce e. În fine, o să dau asta long range mai întâi. Fac unul long range, iar apoi o să fac de-astea așa. Și asta o să se întâmple, o să spamez mai multe de-astea 3, 2-3 și aia e. Sunt... Puteam să strâng bani și de Super Monkey Fan Club, dar... Ne, cui pasă? Ne pun una aici. Bam. Eu sigur că o să spargă mobul ăla. Mama, dar sper să spargă ceramicele repede. Adică să spargă mobul repede să iasă ceramicele, că dacă nu, m-am dus. Bam. Bam. Hai să upgradez pe asta. Da, nu-i pusă bine. Nu mai upgradez pe asta aici. Hai, bă, pune-te. Bam. Eu mai pun una aici. O să o pun cu un long range să dea în tot. Bun. Mai pun încă una aici. Da, nu cred că o să fie problemă. Nicio problemă, guys. Nicio freaking problemă. Dacă aș mai avea bani încă un Juggernaut, da. Nu mai are rost acum să fac triple shot-uri în continuu. Aici. Eu vin ceramicile, dar văd că le spargă ăștia destul de repede. Dar nu e problema de asta, e problema să-mi spargă moabul repede. Ai faza. Că dacă nu spar moabul repede, o să fie puțin aiurea. Ia. Oh, blejer, bun. Ăsta a fost video. Dacă mai aveți videouri cu BloonSTD 6, dați like și să vă abonați și ne vedem data viitoare. Vă pup, ceau. Hei tu! Ți-a plăcut video? Abonează-te și vizionează și video-ul ăsta.